care este și președintele acestui juriu. Mulțumim frumos! Iar mulțumesc dumneavoastră tuturor celor de aici din Dofteana, care sunteți prezenți la acest eveniment, zic eu, de amploare la nivelul comunei Dofteana, cea mai mare comună a județului Bacău, iată, se întâmplă lucruri minunate. Mulțumesc și domnului care a fost la sunet, domnului Dan Popoiu, vă rog să-l aplaudați, care a făcut posibil ca copiii dumneavoastră să se audă atât de bine. Nu știm ce se întâmplă, ajung cei de la... vor fi afară. Deci, prima parte, vin acum. E în regulă. Îi aștept aici în aplauzele dumneavoastră grupul Ansamblul Folcloric Țărâncuța din Colonești, Bacău, profesor coordonator Nicuță Ior. Categoria de vârstă 14-17 ani. Vă rog copii, vă rog să-i aplaudați, să pregătim și sunetul. Puteți să veniți mai în față, copii. Mai aproape de microfoane, vă rog, cei din spate, mai în față. Ansamblul Folcloric Țărâncuța, mult succes!
În concurs doar două colegi de atâta, conform regulamentului. Rămâneți acolo, urmează capra. Plugușor, poftiți! Tot ansamblul folcloric Țărâncuța, profesor coordonator Nicuță Ion. Veni Plugușorul! Misiunea dumneavoastră, ne mutăm în fața Centrului Cultural pentru a urmări ursul, capra și celelalte jianu și ce mai avem din obiceiurile noastre rămase de la străbunii noștri. Ne vedem afară. Mulțumim încă o dată tuturor!